După o lungă perioadă de timp în care situația epidemiologică era îngrijorătoare în Mehedinți, se pare că acum rata de incidență a scăzut semnificativ. În ultimele 24 de ore au fost confirmate 0 cazuri de COVID-19 la nivelul județului. 8331 de mei dințeni au fost infectați cu SARS-CoV-2 de la începutul pandemiei și până în prezent, dintre care 399 și-au pierdut viața. În acest moment, după o lungă perioadă în care secțiile ATI au fost pline, iar cazurile de îmbolnăvire creșteau de la o zi la alta, putem spune că situația este foarte bună. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate zero infectări la nivelul județului. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea. 429 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. 47 persoane se află în carantină instituționalizată. 19 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. 16 persoane sunt internate în spitale spor COVID din județ. În ultimele 24 de ore, județul Mehedinți nu a fost înregistrat niciun caz de îmbolnăvire cu COVID-19. Rata incidenței cumulative COVID-19 la mie de locuitori în județul nostru este de 0,10. Rata incidenței cumulative COVID-19 la mii de locuitori în Mehedința a ajuns la 0,10, iar județul este în scenariul verde. În acest moment, doar într-o singură localitate rata de infectare este de peste 1,5 la mie. Este vorba despre comuna Stângă cea.